Metoda minune pentru a tempera inflația a apărut în nordul Franței, unde un brutar întreprinzător îi lasă pe client să decidă cât vor să plătească pentru o baghetă. Fie că e vorba de 60 de eurocenți sau un euro, brutarul le dă clienților 3 luni să cumpere baghete la prețul pe care îl vor ei, ca mai apoi să revină la prețul stabilit de piață. Cea mai mare surpriză însă este că doar unul din 5 clienți cumpără baghete la prețul minim de 60 de eurocenți, în timp ce majoritatea clienților preferă să cumpere baghete de la 1 euro, iar în unele situații cheltuie chiar și 1 euro și jumătate pentru o baghetă. Când au fost întrebați de ce nu profită de prețul scăzut și aleg să plătească mai mult, clienții au spus că vor să plătească chiar și 1 euro și jumătate pentru o baghetă, deoarece vor să susțină inițiativa brutarului și speră că această metodă inedită se va răspândi. Mie, dincolo de faptul că francezii, uite, sunt drăguți cu el și vor să stimuleze afacerile locale, ceea ce le-aș recomanda și românilor, da? Să stimuleze afacerile mici, afacerile de la colțul străzii. Patriotismul economic. Da, dincolo de patriotismul economic, chiar acel patriotism local, acel fel de a-ți stimula prietenii, vecinii, până la urmă, ei sunt oamenii cu care te vezi zilnic, știi? Pe de o parte. Pe de altă parte, mi se pare că e foarte inspirat omul ăla, decât să studieze, decât să plătească niște studii de marketing, care l-ar costa probabil niște bani, dacă ai știi, nevoie de niște studii serioase, uite și face singur studiul de marketing, știi? Vede cam pe la ce preț mediu se situează francezii când vine vorba de prețul unei baghete și când va veni momentul potrivit la finalul celor 3 luni de teste, va zice, uite, asta e prețul, voi l-ați stabilit. Mi-a arătat croissant, mi-a arătat ecler, vai, de capul meu. Nu prea avea cum să aplici așa ceva de și ce? În România, dar vine fiscul după tine. Cum adică? Ce treabă are cu mine fiscul? Trebuie să ai prețul trecut acolo foarte bine în sistem, da? Bacheta costă 2 lei, păi 2 lei, cum adică? Tu primești 3 lei și nu-i declari? De unde ai banii aia în plus? Dacă tu vinzi bagheta cu 2 lei, da? Și ai vândut 10 baghete azi, de ce ai 30 de lei? Păi, ia. Bine, aici trebuie să te bazezi și pe simțul etic al micilor întreprinzători. Știi, când vine vorba de prețuri din astea fluctuante. Declară ei la final. Da, declară la final. Trebuie să ai încredere că omul ăla chiar declară pe bune. Că, na, românii eu sunt convins că la sate încă se mai poartă și la noi ce se întâmplă în Franța. Da, dacă vezi o bătrânică care știi că nu-și permite, din fericire chiar am văzut pe internet cazuri și în București. I-a plătit cineva coșul sau doamna de la magazin, de la casă, a zis, hai, lăsați-i, e din partea noastră de data asta. Sunt cazuri de bunătate. Dar oamenii acoperă banii, efectiv. În România, din păcate, ce observai tu, este un lucru cumva trist, știi? Pentru că noi uităm spiritul ăla de negociere. Apropo, pe lângă succes, vezi că găsești, când vrei să te apuci de business sau intri în domeniul ăsta al vânzărilor, găsești tot felul de cărți din astea cu tehnici de vânzări, știi? Cum să ai succes în vânzări. Prea puține cărți românești îți recomandă tehnici de cumpărare, știi? Că există și agenți de cumpărare specializați în așa ceva. Negocieri. Da, noi ne-am cam pierdut simțul ăsta pe vremea comunismului, evident, și ne-l recăpătăm cu greu. Dacă am ști să negociem, să facem achiziții la prețul corect, să știm să evaluăm o achiziție, să ducem prețul acolo unde ne convine nouă, probabil că la nivel de țară am sta mult mai bine în momentul ăsta. Eu să știi că mă târguiesc chiar și acolo unde știu că nu e loc de așa ceva, dar doar de plăcerea. Nu cumva. Oana, noi încercăm să sprijinim afacerile românești, micile afaceri, dar noi consumatorii, noi poporul. Statul face suficient în acest sens? În unele cazuri face prea mult, în altele nu face nimic. Când face prea mult, sunt curios. Am mai văzut și noi târguri făcute în străinătate și reprezentate într-un mare fel și alte lucruri aici, local, care nu primesc sprijinul necesar pentru a-și face afacerea corect și omenește pentru a aduce bani aici, în România. Dar, apropo de știrea pe care vă mulțumesc că ne-ați adus-o astăzi, eu n-am văzut niciun stat francez implicat în inițiativa acelui brutar. Și da, dar nici nu i-a dat în cap. Exact. Voiam să încep cu Nemo și da, ai dreptate, într-adevăr, comunitatea. Cred că, de fapt, această știre este despre comunitate și modul în care această comunitate
a ales să se susțină. Pe mine nu mă șochează că oamenii plătesc chiar și 1,50 euro, deși ar putea să plătească 60 de cenți. Cele mai importante studii sociologice făcute în Europa sunt făcute de Universitatea din Göteborg, din Suedia. Și toate arată că 85%, cel puțin 85% din oameni când se trezesc dimineața își doresc să facă o treabă bună. O treabă bună la lucru, o treabă bună pentru comunitate. Ori unii chiar o fac. Și în anumite țări, slavă Domnului, chiar poți să faci acest lucru. Nu văd de ce nu am putea să aplicăm aceste lucruri și în România. Eu cred că este posibil dacă statul ne lasă să ne facem treaba. Asta mă aduc aminte de pe perioada în care ultimul lucru pe care mi-l doream era să am de-a face cu statul. Pentru că dacă ne lăsau și astăzi ca antreprenor, dar și înainte de perioada mea în politică, am lucrat în mediul privat și ultimul lucru pe care ți-l dorea era să ai de-a face cu statul. Dar nu putem să facem unii fără ceilalți. Vrem evoluție, vrem dezvoltare, vrem să avem bani să plătim și 1,50 euro pe o baghetă și să ne cumpărăm un coș de mâncare sănătos, păi hai să lucrăm împreună. Uite, eu sunt curios în digital, în online, dacă regăsim astfel de exemple, Iacob, să plătești cât vrei tu pe ceva. Uite, da, fix de curând. Urmăresc foarte mulți antreprenori pe Twitter, mă rog, pe X și pe LinkedIn și sunt foarte mulți care vând tot felul de produse digitale. Fie că e vorba despre un tool sau un curs sau un serviciu, adică e un blend de mai multe lucruri. Și există o platformă care se numește Gumroad unde tu îți poți publica aceste produse digitale. Și de foarte multe ori tu poți seta un preț fix sau poți lăsa la latitudinea utilizatorului și potențialului client să stabilească un preț. Și a fost un utilizator care a spus eu voi pune prețul de $1 pentru această resursă, voi puteți să reduceți chiar la 0, să nu dați absolut nimic ca să-l primiți pe gratis. Și reacția a fost că majoritatea oamenilor au plătit și $30 și $50 și $15 tocmai pentru că uite, Oana a folosit cuvântul comunitate, tocmai pentru că au creat în jurul lor o comunitate puternică, au un brand care se remarcă zilnic cu diverse informații de valoare pentru audiența respectivă și atunci reward-ul pe care ei simt să îl ofere în schimbul acestei măsurări, să zicem, în valoare, este faptul că plătesc mai mult decât s-ar fi așteptat, de fapt, creatorul acelei resurse. Uite, același lucru s-a întâmplat pe vremuri muzicale, vorbim, pe Bandcamp. La fel, exact, uite, pe Bandcamp. Între 0 euro plăteai pe un album sau pe o piesă și cât voi ai tu, da? Și eu recunosc că dădeam mereu 0 euro în prima fază, ascultam albumul, dacă îmi plăcea, reveneam și dădeam 15 euro, 20 de euro, uneori chiar mult mai mult decât valora, dacă mi se părea un album bun. Dacă era un album pe care clar nu l-aș mai fi ascultat, pa, la revedere. Ai dat un exemplu foarte bun cu Bandcamp și eu am cumpărat odată un album de acolo, țin minte. Bravo, mișto. Pa, la revedere. Pa, la revedere. Nu, doar puțin.